alături de echipa de televiziune de la Discuții TV. Avem ca invitat pe doamna director Vera Popescu. Poate mulți dintre dumneavoastră n-ați cunoscut-o, v-ați manifestat dorința că vreți să o cunoașteți, vreți să vedeți activitatea, o aveți aici. Dumneiei. Bună ziua! Așa. Și aș face ca o propunere înainte de a începe ședința, de a citi ordinea de zi, dacă sunteți de acord să diverse, capitolul diverse, unde doamna director are un material care să ne le expună, să începem cu acest material. Să nu stea până la sfârșit. Da, sigur. De acord. De acord, da. Supunem la vot procesul verbal de săptămâna trecută. Supunem la vot procesul verbal de săptămâna trecută. De luna. De luna trecută, scuze. Cine este pentru? Unanimitate. Poate nu l-am văzut, dar suntem de acord. Ieri ce ați făcut? Da. Să punem la vot ordinea de zi pentru astăzi. 9 puncte și 10 diverse. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 1. Sau... Nu, începem cu diversele, cum o cerut domnul primar. Mergem cu diverse. Să punem la vot punctul 10 diverse. Unanimitate. Încă o dată, bună ziua. Sunt director prin concursul susținut în luna octombrie 2016, concurs la nivel național, pentru următorul 4 ani, unul la Provezanus. După cum mi s-a solicitat, am pregătit un raport asupra calității procesului de învățământ desfășurat la școala gimnazială Grigoreta Băcaru Hemeiuș în anul școlar 2016-2017. Raportul este unul destul de sufos. Eu am lăsat un exemplar și aici la dumneavoastră. Eu voi da citire doar acelor capitole care am înțeles că vă interesează în mod deosebit, cum ar fi elevii, rezultatele obținute la evaluare națională și capitolul investiții. Așadar, procesul de învățământ în anul școlar 2016-2017 s-a desfășurat cu ajutorul celor 64 de persoane, din care 44 personal didactic, educatoare, învățători, profesori, 16 persoane compartimentul nedidactic și 4 persoane compartimentul auxiliar. Elevii, populația școlară. În anul școlar am avut, în anul școlar trecut am avut la nivel preșcolar 9 grupe cu 127 de copii, la nivel primar 10 clase cu 196 de elevi, la nivel gimnazial 8 clase cu 135 de elevi, total clase 27, total elevi 458. Mișcarea elevilor. La început de an m-am plecat la clasele pregătitoare și până la a patra cu 196 de elevi. Au venit 5 pe parcursul anului școlar, au plecat 8. Rămași la sfârșit de an 193. Clasele 5-8, 135 de elevi la început de an, nu au venit, au plecat 4, au rămas la final 131. Ca tendință generală se remarcă o descreștere a efectivelor din cauza plecării elevilor, numărul de elevi scade, în principal din cauza schimbării domiciliului părinților, chiar astăzi am semnat un transfer, părinții s-au mutat în Barați, fetița a fost transferată la școala Mărginei. Un alt factor al descreșterii numărului de elevi îl constituie apropierea de municipiul Bacău, mulți părinți având locul de muncă acolo, preferând să-și ia copiii să-i supună la o navetă. În ceea ce privește starea disciplinară, în anul școlar 2016-17 nu au fost sancționați cu avertizmente scrise elevii din unitățile noastre, însă au fost sancționați prin scăderea notei la purtare,
11 elevi până la 7 și până la 7, 2 elevi. Situația privind rezultatele la învățătură. La sfârșitul anului școlar, clasele pregătitoare a 4-a, total elevi 193 rămași, promovați 189, repetenți 4, cu procent de promovabilitate 98%. Clasele 5-8, total elevi 131, promovați 116, repetenți 15, procent 88%. În ceea ce privește managementul școlar, în anul școlar trecut, am avut 3 inspecții tematice efectuate de inspector de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. În 28 septembrie 2016 am avut o inspecție tematică de îndrumare și control cu tema monitorizarea calității în educație, în temeiul legii calității și a standardelor de acreditare și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar. În 14 noiembrie 2016, doamna inspector școlară generală adjunct Egarmina Ana Maria a efectuat o inspecție tematică și de audit în ceea ce privește desfășurarea inspecțiilor la clasă. Și în mai 2017, doamna inspector școlară Irene Nicolescu a efectuat inspecția tematică cu tema evaluarea modului de desfășurare a evaluării naționale la clasa a 6. După cum știți, și la clasele 2, 4, 6 se susțin acele evaluări naționale. În ceea ce privește cadrele didactice, au fost susținute 2 inspecții speciale de gradul 2, 3 inspecții curente de gradul 2, o inspecție curentă de gradul 1 și 2 inspecții speciale de gradul 2 cu susținerea lucrării metodico-științifice. S-au efectuat asistențe la ore, domnul director Laslo Mihai, până în ianuarie, când am fost numită eu, a efectuat 112 asistențe, apoi am efectuat 52 eu, 13 asistențe au fost realizate de responsabili de comisii metodice sau alte cadre didactice. Voi trece la evaluarea națională la clasa a 8-a. La evaluarea națională la clasa a 8-a, la examenul din vară, la simulare, au participat 15 elevi. 5 elevi de la școala gimnazială Grigore Tabacaru Hemeiuș și 10 elevi de la structură școala gimnazială Simenescu Lilieci. Din cei 15 înscriși, 4 au absentat. Au rămas 11 care au participat. Lucrările acestora au fost duse și corectate la centrul de evaluare școala numărul 1 Suceava. În urma rezultatelor s-a înregistrat și o contestație. Prezența, așadar. Prezența la evaluarea națională. De la școala gimnazială Grigore Tăbăcaru s-au înscris 5, a participat unul singur, procent 20% de participare. De la structură, de la Ion Simionescu, s-au înscris 10, au participat 10, procent 100%. Total procent de participare pe unități 73,33%. Promovabilitate. De la școala gimnazială, cel care a participat a și luat. Promovabilitate pe școală, asta este unul participat, unul luat, 100%. La școala gimnazială Ion Simionescu, din cei 10, 9 au luat medii peste 5, promovabilitate de 90%. Total pe personalitate juridică, 90,9%. Promovabilitate pe discipline. La limba și literatura română, din cei 11 au luat peste 5, 100% promovabilitate. La matematică, 1 a luat sub 5, 90,9% promovabilitate. Analiză comparativă a notei. Deci situația raportată la ce am înregistrat la simulare și ce a fost la examenul propriu-zis. La simulare au participat 28 de elevi, 8 dintre din cei 28 au luat note peste 5, promovabilitate de 28,57% la simulare. La examenul propriu-zis din vară, 11 înscriși, 10 au luat peste 5, promovabilitate 90,9%.
Aș vrea să se înțeleagă faptul că noi, cadre didactice, am făcut eforturi să îmbunătățim rezultatele, să ridicăm de la simulare. S-au făcut planuri remediale, s-a făcut pregătire suplimentară, atât la limba română cât și la matematică. Au fost doar 11 înscriși pentru că doamna Davidiuță știe foarte bine. Clasa a 8-a de anul trecut, de la Școala Grigore Tăbăcaru, a fost o clasă formată din elevi cu probleme la învățătură, elevi repetenți, elevi care au înregistrat numeroase absențe. Nu aveam cum să-i obligăm să participe și nici nu puteam să lăsăm să intre în examenul național de evaluare elevi care poate nu știau nici să scrie numele corect. Am preferat să participăm cu cei 15, din cei 15, după cum am arătat mai devreme, 4 au absentat, dar am preferat să mergem cu acești 15 elevi, contând pe faptul că vor obține rezultate bune la evaluare. Pe ceilalți nu am avut cum să îi obligăm. Anul acesta situația este îmbucurător mai bună. Avem două clase de 8-a bune și sperăm ca să intre, dacă nu toți, aproape toți, în examenul de evaluare națională și să obținem rezultate și o promovabilitate bună. Am făcut și o statistică a elevilor repartizați la licee după examenul de evaluare națională. Avem un elev la Colegiul Național Ferdinand, unul la Vasile Alexandrii, un elev la Colegiul Național Ștefan cel Mare, doi elevi la Colegiul Economic, trei elevi la Colegiul Tehnic Angel Salini, doi la Petru Rareș, doi la Carpen, doi la Grigore Antipa și un elev la Liceul Catolic. Din cei care nu au intrat în examenul de evaluare națională pentru că au fost corijenți, după ce au susținut corijențele în vară și au promovat în toamnă, toți au fost admiși la licee, avem la Liceul Angel Salini, avem la Liceul Sportiv, la Majeron și la Petru Rareș. Am cuprins în acest raport rapoartele tuturor comisiilor. După cum știți, la nivel de școală, după cum probabil și dumneavoastră aveți, avem comisii și subcomisii. De unele am răspuns eu, altele au fost în subordinea directorului adjunct de anul trecut, domnul profesor Neacșu. Fiecare comisie și compartiment a încercat să-și facă treaba cât mai bine. Am avut, să știți, multe proiecte. Am făcut aici o înșiruire a lor. Este un tabel pe care, dacă o să doriți să-l răsfăiți, este în raportul de activitate al responsabilului Comisiei pentru Activități Extrașcolare și Extracurriculare. Și în cadrul Comisiei Dirigenților s-au susținut activități, s-au susținut lectorate cu părinții, încercăm să-i îndrumăm, să ne ținem aproape, pentru că doar având o colaborare strânsă cu aceștia, putem și noi să îi ținem aproape pe elevii noștri. Voi merge la ultimul capitol, cel de investiții. Am atașat aici un raport întocmit de doamna contabilă, Angela Malancă. Bugetul alocat unității noastre pentru anul în curs este de 2.497.000 și se compune din cheltuieli curente, aici fiind cheltuielile de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, asistență socială, alte cheltuieli și cheltuielile de capital. Nu voi da citire tuturor achizițiilor făcute, voi răsfoi. Dacă aveți pe capitole. Pe capitole.
Deci, pentru cheltuielile de personal, bugetul alocat a fost de 2.103.000 lei, plăți efectuate 2.083.000 lei. La cheltuieli cu bunuri și servicii, văd că doamna a trecut aici, a fost destul de detaliată, a mers pe salubritate, pe materiale de curățenie, pe încălzit, pe carburanți, piese de schimb, transport, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, reparații curente, dezinfectanți, obiecte de inventar. Aici, la obiecte de inventar, aș insista, spun că am achiziționat 10 pătuțuri în plus față de ce aveam la grădinița cu program prelungit, pentru că ne bucurăm să vedem că această grădiniță atrage mulți copii și a fost nevoie o perioadă, aproape o lună, până au venit pătuțurile, au dormit și câte doi. Așa a fost situația, mulțumim părinților care ne-au înțeles. Am achiziționat 3 aspiratoare profesionale, Herher, 2 pentru grădinițe, e foarte important unde sunt copii mici să fie curățenie, așa că dai cu mătura, nu e ok. Exact. Acum, doamnele îngrijitoare, sunt mulțumite și îmi spun că, într-adevăr, a doua zi nu se mai cunoaște praful pe mobilă că s-a așezat la loc. Aspiratorul bun își face treaba. Cei care au intrat în școală au văzut că în fața școlii Grigore Tăbăcaru am schimbat, am reparat acea alee. În rest, s-au achiziționat, să zic eu, bunuri care și lucruri de zi cu zi, ca să spun așa, necesare, dezinfectați, produse de curățenie, nu știu, colar pentru WC, o încuietoare. Nu am făcut, știu eu, cheltuieli majore. Total cheltuieli cu bunuri și servicii, 214.797 lei. 214.797 lei. La asistență socială, bugetul alocat a fost de 17.000 lei, plăți efectuate 6.989. La burse școlare, buget alocat 22.000 lei, plăți efectuate 3.240 lei. Total cheltuieli 2017 din buget local, 2.312.726.000 lei. Mă scuzați, dar cifrele astea așa mi se pară greu de pronunțat. Situația cheltuielilor materiale din venituri proprii, cheltuieli cu bunuri și servicii, încălzit, iluminat și forță motrică, 54.142 lei, aici intrând energie electrică. Sumă încasată și virată de la firma cazată în 2016 în internatul postului liceu tehnologic. După cum știți, cei care au fost cazați în căminul liceului au lăsat niște datorii foarte mari la energie electrică. Această datorie a fost achitată în întregime. Liceul, în momentul de față, are datorii zero. Prin urmare, sperăm să putem, cu acceptul dumneavoastră, bineînțeles, să facem predarea liceului către administrația locală. Este păcat să rămână așa. Timpul își pune amprenta. Clădirile se deteriorează. Deja am văzut că și în liceu, în clădirea propriu-zisă, unde se desfășurau orele, se produc infiltrații în acoperiș. Este mare păcat să rămână așa. Obiecte de inventar, tot la venituri proprii, 2.110 lei. Aici s-au cumpărat ciocan de lipit, rotopercutor, polizor, etc. Hrană preșcolar, 48.636 de lei, însemnând masa acestora. Total cheltuieli venituri proprii, 104.888 lei. Repet, detalii găsiți în acest raport, pe comisii, pe comisia învățătorilor, pe arii curriculare, limbă și comunicare, matematică și științe. Fiecare responsabil de comisie a întocmit
un raport destul de detaliat și fiecare se găsește în acest raport final. Acum, dacă dumneavoastră... Vă mulțumim, dacă aveți întrebări. Dacă să-mi permiteți, doamna director, vă mulțumim că ați acceptat invitația. Dacă îmi permiteți, am înțeles că ați venit din 1 ianuarie. Da, dumneavoastră sunteți. Consilier local pe la noi. Rezultatele, vă înțeleg că nu le puteți însuși dumneavoastră. Ați intrat în jumătatea anului. Dar ce intenționați să schimbați dumneavoastră pentru aceste rezultate? În primul rând, intenționez să schimb ceva în atitudinea cadrelor didactice. Vis-a-vis de ore, vis-a-vis de felul în care își fac activitatea la clasă. Cred că de aici pleacă tot. Și vă asigur că domnul profesor de matematică la Slău Mihai, după cum știți, este un profesor foarte bun și dumnealui, tocmai din dorința de a îmbunătăți rezultatele la evaluare națională, presupun că la evaluare vă referiți acum, da. Să știți că a venit toată vara, de două ori pe săptămână și a făcut meditații de două ore pe zi, de două ori pe săptămână, meditații cu elevii care acum sunt în clasa 8-a. Și acum sâmbătă și acum sâmbătă face și se spre surprinderea dumnealui, nu fiți copii. Și atunci ce poți să-i faci? Și am un profesor tot timpul. Da. Și ceilalți profesori și doamnele profesoare de limba română și doamna profesoare de matematică la structură au un program incluse ore de pregătire suplimentară. Și copiii, de asemenea, trebuie să depună muncă și efort suplimentar. Până la urmă, trebuie să fie, știți, niște eforturi conjugate ale cadrelor didactice și ale copiilor. Copii și părinți. Și părinți, înțeleg, bineînțeles. Nu să, să avem cazuri, cum a venit și mi-a spus doamna învățătoare Talabă, că a avut părinți care au venit și i-au spus că de ce le dă copiilor prea mult de lucru. Că o mămică copilului nu are nevoie să știe în clasa a doua nu știu ce lucru. Adică, știți, și părinții s-au oferit să facă pregătire după, din timpul dumneavoastră și nu vrea nimeni, părinții au zis, dar de ce trebuie? De asemenea, au timp până în clasa 8. Un lucru destul de grav. Ajung în clasa 8 și nu știu să-și scrie numele. Cum am ajuns până în clasa 8? Aici deja... Nici domnul Laslău nu poate să facă minuni. Nici domnul Laslău nu poate să facă minuni. Eu m-am referit la generația pe care am avut-o anul trecut. Repet, au fost copii repetenți, copii cu multiple absențe. Există procesele verbale de la părinții, de la ședințele cu părinții. Noi am încercat să-i consiliem, să-i facem pe părinți să înțeleagă că este necesar copiii să vină, să participe la aceste ore de pregătire suplimentară, să muncească, să se pregătească pentru orele de zi cu zi. Dar dacă te lovești la un moment dat de un perete... Școala are un psiholog angajat în acest moment? Nu este un psiholog al școlii. Doamna acoperă mai multe școli, așa este făcută catedra și vine și are câteva ore, o dată la două săptămâni, o dată la școala Grigore Tăbăcaru și o dată la Ion Simionescu. Sunt parte de elevi, nu atâta pe aici nu, e, nu depinde de noi. Ei depind de Câjuraie, județean, de asistență socială. Da. E bine că avem alte posturi care nu știu dacă ne sunt folos, să plătim oameni. Asta nu se poate, că ar fi un beneficiu pentru comunitatea noastră și pentru elevi. S-ar putea aveți o soluție legală? Vis-a-vis de un psiholog școlar? Da. Da. Nu prea cred, pentru că nici noi, ca școală, nu avem cum să angajăm un psiholog al nostru. Legile nu există în organigrama unei școli acest post. Și atunci nu poți să angajezi. Poate știu eu la școli care au sute de 800, 1000 de elevi, școli foarte mari, da. Aceeași problemă și cu asistentul. La nivel național. Da, poftiți, vă rog. S-a luat inițiativa domnului primar de a veni pe la director și a prezenta un raport pentru care se ia să luăm la cunoștință cu activității de la începutul activității dumneavoastră. Trebuie să urmărim, să reflectăm asupra tuturor factorilor care duce la creșterea învățământului în rândul elevilor. Și aici sunt mai mulți factori. În primul rând, cel în cauză,
familia, profesorii, deci toți. Mi-aduc aminte de un fost coleg, un domn învățător, Dumnezeu să-l odihnească, atunci se punea, și era înainte de revă, se punea problema promovabilității. Bun, era atunci. Ce să fac cu el? Și într-o zi mă întâlnesc în autobus. Elevul ăla era conducător auto pe autobus. Și că, domne, ce capacitate are? E slab la învățătură. Dar uitați cine a ajuns. Are responsabilitatea de a conduce autobusul și 40 de oameni în autobus. Deci s-a ales ceva din el. Pe vremea aia s-a alegea ceva. Acum s-a alege nimic. S-a ales ceva din el. Deci trebuie să privim din toate punctele de vedere chestiunea asta. Trebuie să privim toate punctele de vedere. Și să raportăm și la condițiile care le au. Pentru că de multe ori și familia nu ne ajută și nu ajută profesorii. Nu ajută, nu sunt interesat. Cum a spus, că nu vin la pregătire, nu vin. Dar nu vin la ședințele cu părinții. Și nu vin la ședințele cu părinții. Dumneavoastră, doamna director, trebuie să urmăriți și să interveniți punctual, să urmăriți colectivul care funcționează la școală, să interveniți punctual acolo unde este cazul. Prin, se spune noi, prin inspecție, prin controle, prin asta, se poate și acum, sigur că da, și neapărat coeziunea colectivului de la școală. Coeziunea colectivului este coeziune, să nu fie din alea. Știți cum se mai poate în unele locuri. Să urmăriți. Și vor veni și rezultate. Așa cum este aici. Raportăm la condițiile care sunt. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai este cineva? Care vrea să spune? Domnul. 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 Nu, Roșca mă numesc, consilier local din partea PNV. Ne-a spus o grămadă de cifre acolo. Sună foarte frumos, 90,9%, dar de fapt sunt niște cifre care ne îmbată doar, dar învățământul este la pământ. Ce mă deranjează pe mine, și eu o spun de mulți ani de zile, că doamna Talab nu are căutat în învățământ încă de acum 10 ani, de când ești la pensie dânsa. Cine o ține pe dânsa acolo? Și pentru ce merite? Dacă copiii de pe mâna dânsii, nu știu, să scrie, nu știu, tabla mulțire, nici adunări, pentru să scădem, nu știu. Din punctul meu de vedere, da, ca să vă răspund, este dureros, eu, în primul rând, ca și vorbesc ca și cadru didactic, să văd cum se aruncă într-un alt cadru didactic. Doamna învățătoare Talabă este un cadru didactic cu experiență, care, cred eu, că a scos generații de copii. Și după cum spunea și domnul consilier Patriche, cred că toți și-au găsit un drum în viață. Acum, eu vă pun pe dumneavoastră să alegeți. Postul a fost dat liber. Eu nu am lucrat cu ascunzișuri, eu nu am ținut posturi ascunse. Așa s-a procedat până anul ăsta, cel puțin. Cum? Avem nevoie de învățători. Toate posturile și se poate verifica pe site-ul inspectoratului școlar, toate posturile au fost ascunse, au fost scoase la concurs. Ce nu s-a ocupat, doamna avea tot dreptul să-și depună dosar pentru continuitate, a mers, l-a depus la inspectoratul școlar, postul fiind liber, doamna l-a ocupat. Acum, dumneavoastră, ce ați fi preferat? Să vină un cadru didactic pensionar, este adevărat, dar calificat, sau să vină un suplinitor necalificat? Pentru că există posibilitatea să vină și în septembrie, da? Să dăm un examen, puteți să mergeți și dumneavoastră foarte bine, dați un examen, dacă luați, cred că și 4 se poate. Da, probabil. Da, sunt posturi libere care nu sunt numără. Din punct de vedere al dosarului, da, sigur. Avem. Eu cel puțin am informații și am avut ani din urmă informații că s-a ținut locul ocupat, a spus. Deci eu vă garantez, dacă doriți, mergem acum și verificăm site-ul ISJ-ului și lista posturilor scoase. Toate posturile libere au fost scoase. Am spus și dacă au fost 9 ore de profesor documentarist, jumătate de oră, au fost scoase. Am avut 7 ore de desen, au fost scoase. Am avut 5 ore de muzică, au fost scoase. Drept dovadă
că este, poate, nu știu ce a fost în anii, în anii din urmă, dar eu sunt extrem de mulțumită că în momentul de față avem profesori calificați pentru toate disciplinele. Avem profesori de muzică, avem profesori de desen, învățătorii. Este adevărat, doamna este pensionară, dar toți învățătorii sunt calificați, toate doamnele educatoare sunt calificate. Cred eu că stăm bine, da? Puteau să fie, repet, suplinitor, necalificat. Să vină cineva din afară, să dea un examen acolo, cum se dă la nivel de local, să obțină o notă și să vină și cu 1 cineva, da? Dacă postul era liber în continuare, să vină cineva cu nota 1. Și să vină... Asta este părerea mea. Dar, repet... Sunt foarte mulți ani de când postul ăsta este au fost, pentru doamna Talabă special, au fost să văd rezultatele. Posturile au fost scoase, deci aici nu profesor de educație acuza nimeni. Să știți că eu dacă am venit ca director în școală, eu sunt profesor titular din anul 2005, poate nu știați. Mă consider deja om de-al locului, nu am domiciliu aici, dar sunt atașată de locuri, sunt atașată de colectiv, sunt atașată de elevi. Eu, dacă am venit ca director, n-aveam de gând să vin, sincer, să dau eu concurs. Ne-am lăsat bebeluș mic de 11 luni acasă, ca să mă întorc la muncă. Am fost sunată de cadre didactice, de personal nedidactic, de personal auxiliar. Vrem o schimbare? Vrem o schimbare. Dacă am venit, am venit să o fac cu transparență, cu respect față de colegi, cu respect față de elevi, cu respect față de locul în care vin la muncă zi de zi. Poate știți foarte bine ce a fost în sunt sigură că știți foarte bine ce a fost în anii din urmă. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu liceul din Hemeiuș. Știți foarte bine cum se făceau investițiile în anii din urmă în școlile din Hemeiuș. Da? Eu n-am luat o foaie de hârtie acasă. Am adus, dar n-am luat. Acum că am fost, n-am fost dorită de unii. Asta este. 3 ani de zile când mai am de aici încolo, intenționez să-mi fac munca cu același respect, cu aceeași dragoste față de oameni. Poate par vorbe mari și limbaj de lemn, dar asta este ceea ce eu simt. Spune, domnul Filip. Eu n-am terminat. Dacă, printre altele, aveți acum la școală și profesor de sport? Avem. Și care vine la ore și își face orele? Da. Da. În sfârșit avem? Cum are? Avem. Da. Pentru că avem informații 100% corecte, cel puțin 12 ani de zile, nu s-a făcut o oră de sport în școala de la Rotec. Vorbiți de ambele școli, poate. De ambele școli, exact. Așa. Pentru că am avut copii aici, la 4 ani unul după altul, deci 8 ani de zile. Cu siguranță nu s-a făcut o oră de sport, profesorul ăla a casat bani. Să nu mai avem aceleași situații. Și de la alții. Și de la alții, da. Aveți dreptate, nu vă contrazic. Noi nu vă imputăm dumneavoastră. La grădiniță, dacă există un asistent medical, medic, o colaborare, ce e de făcut aici? Că sunt o grămadă de probleme. Eu fiind consilier, vin părinți și îmi spun că mai după cad de grădiniță de investiții, de banii care cheltuim acolo noi primăria și copiii sunt plini de păduchi, de tot felul de boli. Treaba nu e regulă. Întrebare care și eu vă pot răspunde, dar dacă ați adresat-o doamnei directoare, eu am primit. Vă rog, domnul primar, vă rog. Deci noi am vrut, am primit întâi o adresă de la prefectură. Da. Că putem angaja un asistent comunitar sau chiar doi. Asta era un lucru benefic pentru cei de la care au cazurile de asistență socială. În special să colaboreze cu doamna Tereza, bătrân din poliție, cu handicap. Era plătit, la început ni s-a spus că e plătit de la DSP. După care am făcut o adresă, vrem mai multe lămuriri. Lămurirea care ne-a dat-o, că dacă avem bani în buget prins și avem post disponibil, putem angaja noi. Pentru asistentul comunitar. Pentru asistentul de la școli, răspunsul a fost următorul. Copiii vor fi alocați medicilor de familie din comună.
Ceea ce și până acum făcea, pentru că am avut un contract de colaborare și un proiect, un partener. Doamnele oricum vin de fiecare dată când le sunăm. Există un protocol de colaborare. Dar nu este ca atunci când ai, într-adevăr, asistentul tău în școală. Că doamna, da, vine când este o problemă, dar cum ați spus și dumneavoastră, la grădiniță este nevoie de un asistent. Și mai ales la grădinița cu program prelungit. Păi sigur, aia sunt foarte mici, acolo sunt probleme mai... După ora 14 nu ne-ai găsesc nici un medic sau 13. Da, din păcate... Acum ați întrebat? Da, mulțumesc. Gata? Tăriță Nicolai, din partea ALDE, consilier local. O întrebare. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de venit în cadrul consiliului local. Întotdeauna. O întrebare. Ce măsuri, concret, mai bine zis, încep, ce măsuri și planuri viitor aveți pentru a rentabiliza și a crește nivelul învățământului în Comuna Himeș? Concret. De viitor? Real. Am mai fost? Aș vrea să se înțeleagă și următorul lucru. Poate vă dau un răspuns. Că nu. Eu nu pretind că pot să fac, știți, nici lumea nu a fost făcut așa peste noapte. Minuni. Da, nu pot să fac minuni, dar pot să vă promit, așa cum am spus și mai devreme, că eu voi depune toate eforturile ca să realizez lucruri bune pentru școlile din Himeiuș, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul colegilor mei și sperând rezultatele să crească, să se îmbunătățească și să pot să vin și altă dată la invitația noastră cu lucruri lăudabile. Personal, mă bucur din toată inima pentru că astăzi sunteți în mijlocul nostru și un lucru pe care pe mine mă bucur, transparența dumneavoastră. Mulțumesc. Mă bucur pentru că ați arătat și punctele pozitive, pentru că trebuie să vedem și punctele pozitive, și ați arătat și punctele negative pe care școala le are și dumneavoastră vă confruntați. Dar, de fapt, nu sunt numai problemele dumneavoastră, sunt problemele noastre ale tuturor. Eu cred că în modul în care dumneavoastră v-ați arătat disponibilitatea, ne crește și nouă responsabilitatea de a ne implica în problemele pe care dumneavoastră le aveți. Unul dintre lucrurile pe care pe mine mă bucură este modul în care lucrați cu grădinița și modul în care cetățenii comunii noastre au înțeles de a colabora cu grădinița dumneavoastră aducându-și copii și mulțumirea de rezultatele care sunt în grădinița dumneavoastră este un lucru îmbucurător. Unul dintre lucrurile negative pe care eu le-am văzut și unde cred că împreună trebuie să găsim soluții de rezolvare este fluiditatea elevilor din școală. Unul dintre lucruri că se mută părinții într-o altă localitate, da, este normal să-și ia și copiii după ei. Dar eu nu văd un lucru real spunând că unii părinți și-au luat copii și-au plecat din cauza serviciilor să nu. Trebuie să vedem că sunt și niște puncte slabe în școală și acolo trebuie să găsim soluții de a le corecta, dându-le încrederea părinților din comuna noastră în școala din Himeiuș. Aveți o prezumție, cum să spun, de nevinovăție în rezultatele slabe care au fost, pentru că pe noi nu ne bucură rezultatele slabe. Pentru că dumneavoastră n-ați fost de la început. Ceea ce ați remarcat dumneavoastră și mie personal îmi dă o încredere în școala de Himeiuș, spunând că clasele de 8-a pe care le aveți vor aduce alte rezultate în anul pe care îl așteptăm și dacă Dumnezeu îi va ajunge și îl vom termina, vom vedea și rezultatele. Dacă rezultatele vor fi bune, asta înseamnă că gradul crește în învățământul din școala din Himeiuș, crește un grad bun, un grad de promovabilitate mai bun și cred că și cetățenii vor prinde curaj și încredere. Dumneavoastră cunoașteți mai bine punctele slabe din școală, nu este cazul să intervină și poate niciunul dintre noi și eu am speranța și încrederea că dumneavoastră veți acționa ca atare și împreună ne vom putea bucura de un învățământ de calitate în Himeiuș. Și să știți că meritele vor fi ale dumneavoastră, nu ale noastre. Dar dacă
vor fi probleme și unde vor fi probleme. Noi avem și un ATU, având ca și consilier doamna Zavituță, care este în cadrul școlii, și anumite lucruri care poate să ne aducă la cunoștință. Și eu cred că domnul primar, primăria de Hemiu și domnul consilier vor fi dispus să vă ajute acolo unde întâmpinați probleme. Eu atât am avut de spus și vă urez succes în continuare și încă o dată vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți în jocul. Promovabilitate de... Și dacă mai este cineva? Vă doresc pe la anul promovabilitatea să fie de vreo 70% din cei care sunt la cursuri înscris, nu 90% din... Din unul. Prezent. Dacă îmi permite, să vă spun câteva cuvinte. Un pic o să... Și încheiem, bă. Eu am luat cu bine și am dus la liceul Vasile Sandei. Acolo am văzut că au niște clase foarte, foarte, foarte bune ca și ele, dar ca dotare nici 10% cum sunt la noi. Am văzut acolo că femeia de serviciu dă cu mătura. Nu este rău că este aspirator, dar rezultatele sunt altele. Da, pot să mai ceară pentru clase în fiecare an. Și are ea de bunicioare. Nu poate să mai ceară mereu. Mai mare. Da. Asta am vrut să spun și vă mulțumesc. Noi am căutat din primul moment când ne-am întâlnit în echipa asta, în Consiliul Local, să sprijinim școlile. Și chiar am acordat de fiecare dată și am răspuns solicitărilor dumneavoastră, lucru care îl vom face mereu. Dar atât eu cât și echipa de consilier din cadrul Consiliului Local Hemioș, îți doresc așteptări. Comuna Hemioș vrea să fie acolo unde e locul ei. Să vină copii din alte părți. Să vină copii la noi, să fim căutați pentru învățământul de calitate pe care noi putem da dovadă. Într-adevăr, exact cum a spus, nu puteți face minuni în câteva luni, într-un an. Dar eu zic că deja v-ați creat un culoar. Echipa dumneavoastră va fi alături de dumneavoastră, vă va susține și atunci noi vă vom sprijini. Sperăm totuși să putem face o schimbare, să putem face ceea ce ne-am dorit. Trebuie să înțelegem că s-a urmat și o moștenire grea. Da, nimeni nu deșează la directoare, doamnă Ferești. Trebuie să fie doamna doar să transmită colectivului, da? Că astea sunt probleme care le-a dat pe primăria și poți să locau. Haideți să fim realiști și să vedem faptul că în oraș, dacă unui părinte îi se cere 10 lei pentru imprimantă, nu dă niciun înapoi. Pe când la noi cerei 10 lei și apoi altfel lucrează un cadru didactic cu niște părinți potenți financiar, cărora le spune, azi vreau videoproiector și mâine l-aduc, altfel lucrez cu el interactiv, decât aici unde părintele nu-ți aduce poate un capăt de hârtie. Noi am făcut în așa fel încât să nu fie părinți, să apelați la părinți. Asta este plusul care îl avem noi, pentru că se cunoște probleme și noi trebuie să intervenim. Și atunci, normal. Și la capacitatea fiecărui copil. Nu putem pretinde, da, toți copiii să meargă la, nu știu, licee de elită. Nu putem să cerem toată lumea să iasă doctori și apropo de asta, mă iertați, vedeți că am rămas fără meseriași. Asta vreau să spun, poate sunt copii care nu sunt buni la carte neapărat, dar sunt meseriași. Dar eu să luați mult din putere. Tabla mulțirii trebuie să o știi și cel care îi zic Ciovan. Am de probleme dacă mai sunt referitoare la medic. Nu putea să-și facă învățământ în regulă din cauza celor de la casa de copii. Deci, ca să ajungă un cadru didactic să plângă. Știți că săptămâna trecută a fost o întâlnire exact pe aceeași temă, da? Doamna învățătoare Silișteanu este într-o situație deja i-aș numi eu disperată. Doamna
a ajuns, mai are un pic și cedează nervos. Dacă nu și asta este una din cauzele din care mai creat trei cazuri de copii. Pleacă, sunt protejați de lege. Nu le putem pune o anatemă, că imediat ne-am trezit cu protecția copilului pe cap, imediat ne-am trezit cu reclamații. Dar sunt bolnavi. Sunt bolnavi, dar nu sunt eu în măsură și nici doamna învățătoare să le punem un diagnostic. Trebuie să-i ducem la o școală pentru asta au fost cei de la nu există lege. Nu se găsește nicio metodă pentru nu, nu există. Amintiți-vă de Dănuț, de care s-a încercat să se scape în ghilimele, că nu avem ce să facem. Și unde s-a ajuns cu el? L-au dus la școala specială, după două zile l-au trimis acasă, că l-a aruncat un bucătul de la etaj. L-au dus la Târgu Mureș, nu știu unde, l-au găsit perfect sănătos. Ce să faci cu el? Care este motivația să-l scoți în școală? Mai. Deci ar trebui să integreze ei pe copiii buni în mijlocul lor, nu copiii... Ascultă-mă, e băiatul ăla lui Balint, care l-au fost operat și are o problemă, trebuie de creier. Este fata lui Popa Gheorghe, care la fel, nu ai ce să-i faci, povestea învățătoarea, domne, nu ține cont. Nu ori, pleacă din bancă, mănâncă, cântă, nu ai ce să-i faci. Ar fi trimis acasă, repetent, să-i tai alocația. Dar nu ai voie să scoți copilul, nu știu, ca măsură, să spui, găsiți acolo cum te punești. Numai medicală, și nici acasă n-ai ce să-i faci, nici în familie nu ai ce să-i faci. Dai că s-o are găia la cu picioara. Mamă, să aia care... Așa cum e. Păi, tot mai de acolo e problema. Ce poți? Acolo dacă nu vede. Eu le-am interzis total, fratelor medicali, le-am interzis. Le-am explicat că nu este legal, nu este voie să scoți copilul la ușă. Uitați, și în clasa a doua, domnul viceprimar poate să confirme unde este fiul dumnealui și acolo sunt câteva. Eu predau engleză cele 4 ore la clasa, la clasa a treia și la clasa a patra. Erau mult mai multe anul trecut. Erau mult mai multe și anul trecut doamna învățătoare Roșu, la fel, era pe punctul de a intra în depresie. Știți, am tot auzit așa diverse, nu știu cine ar vrea, nu știu cine ar dori și zic, măi, ce-am făcut acum ca să... Nu, de asta v-am chemat aici. Mulțumesc frumos! Și vă mai așteptăm și mai drag. Noi vrem rezultate. Trebuie să avem greu. Sunt foarte mult punctul discutat și nu avem greu. Ok, pot să mă retrag atunci. Da, mulțumim frumos! Pentru 1 decembrie, poate să vedem, nu văd nicio câteva la cântare, dar nu știu ce mai mult, când la ele, poate să le sunt la... Ok, vorbim mâine atunci. Să mulțumim încă o dată, doamna. Da, mulțumesc. Scoatem în ședință, dar trecem la punctul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Vă rugăm să fac cuvântul, domnul. Scurt, ce trebuie să... Deja sunt în două. Expunere de motive cu vedere la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Subsemnatul Sava Constantin în calitate de primar, având în vedere raportul doamnei Rău Mărie la Consilia Superior în cadrul aparatului de specialitate a primarului și responsabil al compartimentului financiar contabil, având în vedere prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare a evoluției privind încasarea impozitelor și a taxelor locale, având în vedere sumele existente în excedentul rezultat din execuția de casă a anilor precedenți, având în vedere adresa 2771 din 24-11-2017 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Bacău, prin care se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 187.000 de lei pentru achitarea drepturilor de personal pentru cadre didactice din unitățile școlare și cu suma de 80.000 lei pentru drepturile salariale câștigate în instanță, tot de salariații din învățământ, cheltuieli de personal total 267.000 de lei,
solicit modificarea bugetului de cheltuieli prin diminuare, având în vedere că s-au înregistrat economii pentru următoarele articole bugetare din cadrul capitolului Administrație Publică Locală, cod 5102, apă canal salubritate, minus 4.000 de lei, cheltuieli de convorbiri telefonice și de poștă cu suma de minus 5.000 de lei, alte cheltuieli de funcționare, minus 10.000 de lei, cheltuieli și lucrări de reparație, 1.000 de lei, alte cheltuieli prevăzute de lege, 13.000 de lei, cursuri de perfecționare, minus 5.000 de lei, prin suplimentare la următoarele articole bugetare, unde vor fi înregistrate plăți, prestări servicii, sortarea și inventarierea întregului fond de investit existent, suma de 30.000 de lei, obiecte de inventar, este necesar să se realizeze rafturi suplimentare în arhiva și achiziționarea unor obiecte necesare, scaune, tip, directorial și altele, sumă de 8.000 de lei, poliție locală, prin diminuare, alte cheltuieli prevăzute de lege, minus 2.000 de lei, uniformă privind echiparea obligatorie a agentului de poliție locală întors la serviciu din concediu de creștere a copilului, suma necesară este de 2.000 de lei. Protecție civilă, SVSU, prin diminuare, cheltuieli pentru prestări de servicii, minus 10.000 de lei, cheltuieli prevăzute de lege, minus 15.000 de lei, prin suplimentare, alte cheltuieli de funcționare în vederea întocmirii unor documentații necesare de serviciul voluntar în situații de urgență, 25.000 de lei. Alte activități recreative și culte, din capitolul ăsta, 670250. Prin diminuare, alte cheltuieli de funcționare, minus 20.000 de lei, la Căminul Cultural, prin suplimentare pentru realizarea unui cadru civilizat al țării Căminul Cultural, se are în vedere achiziționarea unui număr de aproximativ 200 de scaune, montarea unor jaluzele la fereste și, nu în ultimul rând, igienizarea spațiului. Pentru achitarea acestor obiective, de inventar este necesar să se suplimenteze bugetul alocat obiectelor de inventar cu 10.000 de lei, iar pentru întreținerea și reparația spațiului cu 10.000 de lei. Alimentare cu apă și canal. În ceea ce privește realizarea stației de tratare a apei, a fost organizată licitația, în urma cărei s-a stabilit ca pentru realizarea acestea este necesară suma de 940.764 de lei. Bugetul alocat inițial a fost de 400.000 de lei, iar diferența este de 551.000 lei, va fi alocată. Drumul. Prin diminuare, asfaltul drumului strătești, situații de lucrări, 576.000 de lei. Prin suplimentare, prestări servicii, 25.000 de lei, din care dezăpezând suma de 10.000 de lei. Montat ornamente luminoase 15.000 de lei. Propun spre aprobarea Consiliului Local modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017 a Comunii Hemeiuș, conform anexei cu privire la detalierea indicatorilor de venituri de cheltuieli. Asta e punctul numărul 1, care privește rectificarea bugetului. Sunt ceva discuții pentru... Aveți hotărârea definitivă privind acordarea restanțelor salariale la cadrele didactice? Este pe drum, deci s-a discutat cu Consiliul Județean și vom rămâne exact în decembrie fără bani. Atunci, cum de fiecare dată, domnul Mihai știe, când pe vremea când era primar, vinovatul numărul 1 e primăria, că nu ne dă banii, n-am văzut. Da, n-am zis o curăutate, am zis ca să fie legat, să fie probleme. Ne-am luat măsuri de siguranță, preventiv, l-am văzut preventiv, ca să facem cum am făcut și anul trecut, să avem banii, că banii vor veni, dar nu vin la data. Asta este trebuie. Un lucru foarte bun, pentru că sunt unități care nu au cum să acordă. Dar este un lucru foarte bun. Dacă avem banii și suplimentare și rezolvare, ce mai mult? Deja avem asigurările că îi vom primi. Ei sunt pe drum, dar ca să nu... Da. Supunem la vot? Da. Pentru unul? Cine este pentru? Potriva? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de cadastru și juridice, de consultanță, asistență și reprezentare juridică a unității administrative teritoriale Hemeiuș, a primarului localității, a Consiliului Local Hemeiuș, a Comisiei de Fond Funciar Hemeiuș, în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor cu care relaționează în vederea apărării intereselor primarului, inițiat de domnul primar Sava Constantin. Expuneți motivul.
Da, pentru domnul primar, deci în locul dânsului. Subțeamnă la Dusava Constantin, în calitate de primar al comunei Hemeiuș, văzând raportul numărul 8823 din 06-11-2017 al administratului public, prin care se solicită încheierea unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un avocat, precum și un contract de consultanță pe linie de cadastru, în conformitate cu lege, cu prevederea articolului 1 alineatul 3 din ordonanța Guvernului 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completarea unor acte normative, supun aprobării Consiliului Local al Comunei Hemeiuș posibilitatea încheierii unui contract de reprezentare în instanță cu un avocat din următoarele considerente. 1. Postul de consilier juridic nu este încadrat. 2. Existența unui număr mare de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată în care parte este primăria, Consiliul Local sau Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar. 3. Nevoia de consultanță juridică în elaborarea unor documente de către personalul primăriei. 4. Ordonanța Guvernului 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completarea unor acte normative dă posibilitatea autorităților publice locale în situații temeinic justificate în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare nu pot fi asigurate de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități să achiziționeze servicii de această natură. 5. Faptul că la comportamentul cadastru și agricol nu este încadrat postul de subinginer cadastru și că sunt în curs de derulare activități importante în cadrul compartimentului, cum ar fi renumerotarea imobililor și redenumirea străzilor, finanțarea activităților de aplicare a legilor proprietății, aplicarea Registrului Electronic Național al Nomenclatorilor Stradali în corelare cu Registrul Agricol Electronic, rezolvarea activităților curente pe linie de cadastru. Da, asta a fost. Avem discuții de mare în acest subiect? Radu Ciciu. Da. Se va organiza licitația sau cu un credințare de licitație? Nu mai există credințare. Nu mai. E contract de prestare de vorba de domnul Liviu. Sunt formă de licitație. Așa. Noi de la compartimentul cadastru și... El era an de an. Exact. Sunt doamna avocată care ne reprezintă în procesul. Ei, care asta e vorba de... Hai, de continuarea... Să-și continuă activitatea. Da. Asta da. Așa, și mai te-ai de așa. Să punem la vorba. Pentru. Bine, că SITA trece la doamna consilier, care e studiu de specialitate juridică și doamna... Foarte bine. Sigur că da. În instanță nu ne... Da, corect. Putem apăra, nu vedeți. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de reparații și igienizare la Cămilul Cultural din Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți vorba. Au fost și fotografii de puse la dosar. Da. Le-am văzut. Erau culori. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemeiuș, văzând raportul administratului public al Comunii Hemeiuș, solicit Comisiei Buget Finanțe analizarea propunerii după avizul favorabil, propun pentru aprobare Consiliul Local Hemeiuș, asume din 9400 de lei în scopul efectuării reparații la Cămilul Cultural, motivat de faptul că în timp pe o parte din perețul graveala s-a deteriorat, gresia de la intrare este spartă, betonul de pe cale de acces este deteriorat, va fi placat cu pabele pe anumite porțiuni în interior, va fi placat cu pabele pe interior, este necesar completarea cu lambriu. În urma schimbării cu lambriu, în urma schimbării sobelor cu centrala termică, au rămas locurile de completare. Iar în locul unde a fost sobele, lambriu care lipsă de era lipsă, trebuia înlocuit. Demolarea coșului de pe acoperiș, întrucât sobele nu mai sunt.
Iar domnul Negoș a fost unul dintre regele de apă, într-un cu el care afectează tavanul și necesită refacerea copercilor la acel loc. Menționez că în teren a fost făcută o evaluare de către un specialist, drept pentru care a fost realizat un deviz ofertă pentru suma solicitată. La cele arătate mai sus, propun Consiliul Local aprobarea sumei menționate, motivat de faptul că se apropie sărbătorile de iarnă, unde se vor desfășura activități specifice, atât cu elevii de la școli, cât și cu unele activități culturale organizate de Consiliul Local. Deci vreau să remarc faptul pentru că domnul primar primăria și-a intrat în atribuții, pentru că ceea ce aparține primăria, adică unității administrative, a fost luat în calcul și căminul și școală și tot, și asta ne bucură faptul ca să arăte bine. Acolo, la căminul cultural, se desfășoară nu numai acestea, se pot desfășoara și alte activități și trebuie să arate cât mai bine. Da. Vă mulțumim. Spunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor instalații de iluminat stradal ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin, vă rugăm, luați cuvântul domnului viceprimar. Așa. Deci, la acest punct, deci, cu toții știți și știm că anul trecut s-au achiziționat instalații pentru împodobirea comunei, deci întâmpânarea sărbătorilor de iarnă. Cu... Așa. Deci, având în vedere faptul că anul trecut le-am achiziționat cam târziu, pentru că tot ce a fost mai de calitate nu prea am mai găsit. Am găsit produse bunicele și la prețuri mari. Anul acesta, după inventariere și după verificarea instalațiilor care au rămas de anul trecut, da, am considerat că o să trebuiască o suplimentare, pentru că mare parte dintre ele sunt nefuncționabile, să vă spun pur adevăr, nefuncționabile, datorită factorilor atmosferici. A fost zăpadă, a fost îngheț, a fost căldură, a fost ploaie și toate celelalte. Asta este pur adevăr. Da. Deci, subsemnat tot că Iulian, având funcția de viceprimar, având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă, pentru asigurarea unui climat specific sărbătorilor de iarnă, crearea unei atmosfere magice de Crăciun, în conformitate cu prevederea articolului 36 alineatul 2 litera B, D alineatul 4 litera D din legea 215 din 23 aprilie 2009 administrației publice locale, solicit întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local HMO și a proiectului de hotărâre pentru aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru proiectul montare și achiziționare de instalații de iluminat festiv. Valoarea totală a investiției aproximativ 23.000 de lei cu TVA. Durata de realizare este de o lună. Deci, să vă spun sincer, nu vreau să ne prindă sărbătorile. Deci, între timp, noi am căutat, am văzut cam ce putem face, ceva mai de calitate, ca să nu mai avem aceleași probleme și anul următor. O să trebuiască să luăm, dacă dumneavoastră o să aprobați acest proiect, o să căutăm în seară imediat, o să facem proceduri în decembrie. Nu avem când, doar să le punem de 25 decembrie. Trebuie un pic de timp ca să facem toate procedurile. Acum, referitor la acest punct, vreau să vă spun că mâine se împlinește un an, 29 și 29 fost anul trecut. Deci tot cu o lună înainte. Atunci s-a aprobat suma de 15.000 de lei. În primul fază s-a suplimentat cu 5.000 de lei. Deci a fost 20.000 de lei. Și totuși, unde sunt? Le avem, le puteți verifica, le avem un inventar. Meteorologici. Și asta. Le avem responsabilitatea achiziționării. Pentru că când achiziționăm un lucru, trebuie să fim responsabili. Nu. Trebuie să fim cu deplină conștiință. Pentru că am făcut un lucru bun. Așa este. Dar cei care au fost în comisia... 20.000, mă închipuiți dumneavoastră într-un an de zile și acum să mai, iarăși să mai alocăm o sumă. Nu putem folosi de aia sau o parte din ele? Da, stați un pic. Atunci a fost în început.
am pus pe câteva străzi. Dacă ați văzut, să vedem cum iese. Anul ăsta este vorba de 54 de traversări. La anul sunt convins că nu o să mai trebuiască, că nu avem unde să le mai punem. Pe drumul național nu vom pune, pentru că e foarte mare distanța dintre un strâmb în altul. Și suma care se propune anul ăsta? Păi nu, dar anul trecut n-am pus atâtea. Vă uitați-vă la numărul de instalații care erau anul trecut, uitați-vă la numărul de instalații care erau anul ăsta. Dar nu e exagerată suma față de anul trecut, asta vreau să spun. Poftim? Zic, suma nu e exagerată față cea de anul trecut. E completare. Nu e exagerată și v-am zis, atunci am luat. Nu erau proceduri de achiziții prin SEAP, așa cum sunt acum, cu contracte, cu toate chestiile astea. Ori noi ne-am bazat că o să luăm din Dedeman, n-am găsit în Dedeman și am luat de la o firmă care a venit și l-a montat. Încă o dată, remarc, să fie responsabilitate. Asta e problema. Nu ne gândim la altceva și la altceva. Asta nu cât timp o să fie montat de ori? Noi sperăm pe 5-3-4 zile. Deci acum, dacă urgentăm, așa, undeva la 7-8 decembrie, cel târziu. Până în 15 să fie și puțin. Au fost 3-4 zile înainte de fapt. Domnul primar, și de a avut grijă cu ce firmă? Nu trebuie știți ce probleme au făcut. Domnul Puiu poate să le confirme, că firma care ne le-a comercializat s-a angajat că ne le și montează. Și au venit și prin curier, nu? Păi tocmai asta zic, de-aia trebuie să dea șugare. Dar n-ai de unde să știi, sunt de multe ori... Păi nu ți-a chit, frate, când ai venit și mi le-ai pus, că nu sunt toate pe acolo, ai venit și s-a semnat factorul să-mi dau bani. Da, deci o lea ca atenție la... Da, da. Fiind prima dată, prima e un rog, ești un pacul de prag de sus. Adică, mă rog, când văd prima dată ne-am bucurat la ieftin. Ce au venit ăștia. Da, a doua chestie, au zis că le punem cu firma de mentenanță. Firma de mentenanță zice, băi, dar eu sprins, de ce n-ați făcut comanda din timp? Și uitați așa, sau... Da. E bine că să ia din timp. Învățăm din greșeală și învățăm și sper să nu se mai să spunem la vot. Punctul 4. Cine era lucrul ăsta, era bun de făcut și înainte, dar nu erau în dedeman. Nu erau instalații. Lasă Dumnezeu de Dedeman, noi lucrăm cu SEAP-ul, n-am intrat cu SEAP-ul, da, da. Dar și Dedeman nu este pe SEAP-ul. Păi, urmă, să vedem cine, dă. Trecem la Dedeman, nu mai azi zis. Și aia, i-am trebuit a fost pe SEAP-ul. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a documentației pentru introducerea suprafeței de 10.000 de metri pătrați în intravilanul localității Ghemeiuș și elaborare CUZ în vederea realizării obiectivului ansamblu de locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Hodoroabă Dumitru și Hodoroabă Virginia. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, este vorba despre o solicitare mai veche, de prin 2015, având în vedere raportul cu atribuții urbanistice din cadrul aparatului propriu, propriu al Consiliului Local, înregistrată sub numărul 5671 din 24.07.2017, cererea și documentația anexată la aceasta, înregistrată cu numărul 4859 din 26.06.2017, de către solicitați, în termenul articolului 36.5 de trace din legea 215/2001 privind administrarea publică locală. În baza articolului 56 alineatul 6 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, a legii 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcție supus pe dezbatere Consiliul Local Ghemeiuș, punctul proiectului de hotărâri cu privire la introducerea în terenul în suprafață 10.000 m² identificat cu numărul cadastral 63.143, teren ce se află în proprietatea cetățenilor Hodoroabă Dumitru și Hodoroabă Virginia, în extravilanul satului Lieci. În intravilan din extravilanul satului Lieci, în intravilan și elaborarea documentației puse în vederea construirii obiectivului ansamblu de locuințe. Motivat de faptul că terenul luat în studiu, o suprafață de 10.000 m², identificat cu numărul cadastral 63.143, aparținând proprietarilor Hodoroabă Dumitru și Hodoroabă Virginia, conform actului de alipire autentificat sub numărul de 967/2007 emis de biroul notarial Zaharia Procedură Locale. Conform planului urbanistic general al comunei aprobat cu hotărârea de Consiliu numărul 26 din 23.04.2008, terenul se află în extravilan. Amplasamentul studiat nu este prevăzut în reactualizarea planului urbanistic general al comunei, care este în curs de avizare și aprobare. Folosința actuală a terenului, teren arabil, destinația stabilită prin PUC, zonă teren agricol situată în extravilan, funcționează. Dominanta zonei, teren agricol situat în extravilan.
funcțiuni complementare admise, anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, funcțiuni permise, construcții care servesc activităților agricole, construcțiilor cu destinație militară, căi de circulație, rețele tehnico-edilitare, echiparea sondelor, lucrări aferente exploatării țițeiului și gazului, lucrări de gospodării apelor și realizarea de surse de apă. Accesul la teren se face pe drumul de exploatație, de exploatare agricolă, DE. Așa, utilități existente nu există. Scopul întocmirii prezentei documentații urbanism zonale și regulamentul local de urbanism, conform solicitării beneficiarului, este obținerea avizelor pentru schimbarea destinației privind funcționarea terenului din arabil în teren curs construcție pentru locuit, cu funcțiuni complementare și servicii a terenului de a suprafeței studiate în vederea construirii unei locuințe individuale, introducerea în intervalul localității Liliei și a terenului studiat, prin asigurarea utilităților necesare la nivelul unui trai civilizat, reglementarea funcțiunii terenului existent în terenul de destinație pentru construire și locuire. Prin planul urbanism zonal supus pe dezbatere se va reglementa reconsiderarea structurii funcționare a terenului în construirea cadrului arhitectural urbanistic adecvat a 30 loturi individuale cu locuințe individuale, asigurarea circulației carosabile și pietonale la nivelul cerințelor de zonă asigurate legat corespunzător de cu drumurile existente ale localității, asigurarea spațiilor pentru construcții tehnico-edilitare cu soluții pentru alimentarea cu rețele ansamblului de locuințe, asigurarea de spații verzi, se vor reglementa indici urbanistici maximali POT și CUT. Pentru că acest studiu să devină un instrument de lucru în vederea urmării aplicării prescripțiilor și recomandărilor detaliate, documentația va fi însoțită de un regulament. Prevederile planului urbanistic zonal devin aplicabile și operaționale nu numai după avizarea Comisiei Tehnică de Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Județean Bacău, aprobarea sa de către Consiliul Local al Comunii Hemeiuș. Aici este dosarul cu tot. Cam, dacă îmi permiteți. Ca amplasament, adresă, stradă. În Turbuc, pe lângă Mihai Jutaru, dacă știți, și ies în partea cealaltă la Gârlă. Se învecinează cu vreun teren intravilan, altă proprietate? Da. Permiteți? Ai ceva pe cum? E în afara. Nu, să vă spun exact unde e. E exact, știi unde are serviciu, unde are serviciu în capul pe crinului, în dreapta. Mihai. Da. La Adrian acolo. Pe tot înainte acolo, pe drumul. Nu fi și piraza marginienului. Nu, că nu e pe la marginienul. Marginienul e de stânga, noi suntem pe dreapta. Deci e marginienul. Deci vreau să fac din satelit. Da. Destul de mare. Deci câte loturi, până la urmă? Din 10.000 faci loturi câte dorești. Domn primar, aprobați câteva întrebări? Da. Dacă ați terminat de... Așa, spuneați, vreați din 2015. Au făcut solicitarea acest cetățean. Da, așa văd aici niște... Au fost respinse. S-a reluat la solicitarea dânșilor sau? Nu, persoana respectivă nu s-a ocupat de documentație, a lăsat-o... Așa. A așteptat planul urbanistic al nostru, Vreau să vă întreb care este situația planului urbanistic general. Critică. Dezastroasă. Nu știu, eu am intrat în silențiu ăsta, nu vorbesc, am văzut. Foarte multă lume întreabă, să știți, deci nu știu ce țară trăim, nu știu ce se întâmplă, deci acel studiu, să începem cu începutul, dacă tot facem o paralelă, ne batem de la energie. Deci în 2012 s-a încheiat un contract cu un arhitect și s-a făcut acel curs. PUC. După aceea s-a depus, o perioadă bună de timp, nu s-a mai știut nimic de el, după ce s-a luat celelalte avize, de la drumuri naționale, de la aeronautic, nu știu de unde mai fost. S-a blocat la Ministerul Culturii. Am reușit cu Chiu cu Vaia anul trecut și am găsit un proiect cu PUC. Ni s-a cerut la vremea aceea să facem un studiu arheologic, pe care l-am și făcut, am găsit înțelegeri la Direcția de Cultură Bacău, a venit cineva de acolo, ne-l-a întocmit, l-am depus, a trecut la vremea aceea, după care studiul istoric, care era și ăla depus, dar n-a trecut la ora aceea pentru că nu era complet
Și mai mult decât de atât, era stampilat și susținut și semnat de un muzeograf istoric, nu de un arhitect istoric. Și ne-a dat respingere. Am căutat anul trecut, ne-am strofocat în Bacău. Bacău nu are un arhitect istoric. Istoric. Am găsit în final o firmă de la Iași, ne-a făcut acest studiu, am reușit, l-am depus. Mi s-a dat confirmare cu trecut, după cu unele completări, după care iar ne-au mai trebuit alte completări la completările alea, că nu se înțelegea movul, nu se distingea movul de albastru și violetul de nu știu care, cum era pe ortofotoplan. Le-am lămurit și pe alea, dar când să zic că totul s-a încheiat, zice, păi nu, că voi mai aveți o problemă cu studiul arheologic. Care studiu arheologic? O trecut de anul trecut. Păi nu, că vă mai trebuie o completare și la... Păi ce completare? Păi, la vremea aceea se făcea studiu arheologic numai în zona muzeului, în zona situlului. Acum ne cere o extindere pe toată localitatea. Am luat legătura din nou cu cei de la Ministerul, de la Direcția de Cultură Bacău. Au venit și doamna Stoica. Ne-am documentat, ne cere un aviz de la Muzeul Gregore Antipa. Antipa. Să căutăm acolo un specialist care să ne facă completarea. Gândiți-vă că această lucrare poate să dureze o lună sau poate să dureze nu știu un an. Trebuie să facem. Când am avut muzeograf, nu trebuie tare. De când acum era normal ca la momentul 2016 persoana respectivă să ne spună de completarea care o te remitim acum. Nu vă mai spun. Adică în timpul ăsta noi rezolvăm. Nu vă mai spun, că nu s-a purtat nicio corespondență. N-am găsit nicio corespondență cu primăria. Deci această doamna Stoica îmi spune vinerea trecută, păi este un site pe care eu îl accesez și atunci văd cine mai cere. Dar noi ne-ați făcut conștiințare, noi avem o informație pe tema asta. Dar nu a fost niciun contract cu primăria. Păi este un contract, dar pe contractul care am avut cu ea, eu așa că am făcut treaba. Banii și eu luat, ce să-i facea? Ai senzația tot timpul, de asta am și chemat-o. Doamne, parcă mă rog de dumneavoastră, trebuie să vă rog, trebuie să vă... mă simt așa, umilit. Nu, că îl terminăm, îl facem, nu e nicio problemă. Oricum noi nu putem găsi nicio soluție decât să așteptăm rezoluția. Acum să vedem. Istorie sau ceva ce poți face? Dar ce poate? Fiți pe rău alte avizi sau fereașa. Fereașa, nu? Supunem la vârful cu 5. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă? Este cineva împotrivă? Nu, pentru. Dacă din 2015 lasă să-și facă. Are tot ce trebuie, are aviză. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor piese de mobilier, respectiv scaune, pentru dotarea căminului cultural. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Deja s-au aprobat acolo. Digienizare. Ala au fost certificarea din buget. Da, noi am trecut aici achiziționarea numai de 200 scaune, da. Știți, v-am închis de la întâlnirile de anul trecut, ați văzut și în vara asta, subționatul Sava Constantin, în calitate de primar, văzând raportul administratului public al Comunii Hemeiuș, solicit Comisiei Buget Finanții analizarea propunerii și după avizul favorabil propun aprobarea Consiliului Local Hemeiuș și asume de aproximativ 24.000 de lei plus TVA în scop, cu achiziționarea numai de 200 de scaune pentru dotarea sării căminului cultural, motivat de faptul că și montarea unor jaluziere la ferestre. Scaunele existente sunt insuficiente, uzate, foarte vechi și din mărimi diferite, care nu dau un aspect, care dă un aspect neplăcut. Menționez că în teren a fost făcută evaluare de către un specialist a modului de amplasare a scaunului în sala de drept, pentru care a fost realizat un deviz ofertă pentru suma solicitată. La cele arătate mai sus, propun Consiliul Local Hemeiuș și aprobarea sumei menționate potrivit motivat de faptul că se apropie sărbătorile de an, unde se vor desfășura activități specifice și în viitor alte activități la care vor participa cetățenii comunii și care consideră că merită să aibă un confort necesar.
Dar ce fel, dacă o întrebare, ce fel de scaune, măcar dacă ați putea lua de calitate? La 120 de scaune. Da. Eu zic că nu o să mai fim păcăliți sau să ne luăm așa țeapă. Avem fabrica de scaune la mărginieni, să pot alege diferite. Exact. Să vedem și prețuri. Eu zic să o supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru punctul 6? Împotrivă? Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul înlocuire iluminat stradal pe drumul județean 119B, Bacău, Piatra Neamț și achiziționarea unui milion de 160 de lămpi. Proiect inițiat de domnul Marcos. Nu putem pune la vot cu oricum trebuie. Subsemnat Tancă Iulian, având funcția de viceprimar al Comunei Hemeiuș, având în vedere articolul 44 liniatul 1 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, studiul de fezabilitate care dovedește micșorarea costurilor pentru consumul și mentenanță, proiectul luminotehnic care dovedește randamentul crescut al noilor lămpi, rezolvarea problemelor la sistemul actual de iluminat. În conformitate cu articolul 36 aliniatul 2 litera B și D, aliniatul 4 litera D din legea numărul 215/23 aprilie 2001 administrații publice locale, solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local al Comunei Hemeiuș a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul înlocuire iluminat stradal pe drumul județean. Valoarea totală a investiției aproximativ 90.000 lei fără TVA, înlocuirea unui număr de 160 de lămpi pe drumul județean. Durata de realizare, o lună. Da. O lună. Știți că am mai discutat despre această investiție în Comuna Hemeiuș. Ca să facem, pentru că Comuna era o sumă mult mai mare, întrucât numărul proiectelor pe care le-am demarat s-au mulțit, necesită bani pentru fiecare și am zis ca să ne apucăm de fiecare câte un pic, anul ăsta facem drumul județean, după care vom face drumul național, anul viitor și apoi în ceilalți ani, într-un an sau mai, să facem și comuna ca să nu ne datorăm nici în bani și nu avem într-o sumă așa mare, nici populația să nu sufere. Pentru că pe fiecare stradă, fiecare tip de stradă, necesită un anumit tip de lumină. Mărimea și puterea lămpilor. Despre asta este. Iarăși, părerea mea, atenție mare la calitatea materialului care vor fi achiziționat. Bergul să fie Philips sau, eu știu... LED-uri, altă treabă. Pentru că dacă o să întrebi cineva, de ce ar să luăm? Păi, garanția e 3 ani de zile. O să avem niște condiții la licitație. Cam când... De acolo... Și anumite condiții, nu le luăm așa. În urma unui studiu făcut de către un specialist. Supunem la vot punctul 7? Da. Cine este pentru? Suntem de acord. Sunteți de acord, domnul Mihai? Da. Este. Deci la punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Salafatante. Aici, la raport, uitați că-s trecut și felul de lemn, și cât costă lucrarea, și cât costă fiecare chestie, ceea ce cerem noi. Da. Avem aici... Am văzut pe ele, Da. Este vorba de intabularea tuturor străzilor. Deci rețeaua de gaz. Da, am trecut cu aprobarea dumneavoastră, am scos la licitație, de fapt era un proiect început de pe vremea lui domnul Mihailă, și extindere de gaz metan.
lucru care la mine că și dumneavoastră, domn colonel, cu șanțurile și cu noroiul. Da, așa. Orice investiții de genul ăsta, noi trebuie să o predăm, să delegăm serviciul. Că noi nu putem noi să avem angajați și nu noi distribuim gaz metan. Noi suntem proprietarii conductii și a investiției, în schimb de exploatat, exploatează... Da. Și vă cerem acordul dumneavoastră în ședință ca să predăm acest, să delegăm acest serviciu. Dată să trecem în inventarul domeniului. După care o să urme procedura de delegare. Da, da, da. Deci doar trecem în inventar. Să punem la vot punctul 9. Trecem la cine este pentru? Am votat. Uite-și câte ani. Nu-l vedeam câte ani. Deci la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfășura cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Hemei, județul Bacău. Da. Anul trecut a fost un început. Am zis că o să facem în fiecare an, să facem în perioada sărbătorilor, atunci poate toată lumea ar trebui și trebuie să fim mai buni, mai iertători, mai înțelegători și zic să ne mai despețim frunțele de energiile negative atrase pe parcursul anului și am zis că așa ar fi corect și ar fi normal ca la sfârșit de an să organizăm, cum am organizat și anul trecut, un eveniment cultural-artistic. Și cu dati? Și cu dati. Nu am... specific acolo, nu știu, da? Păi nu. Deocamdată am cerut suma, după care în jurul sumei astea să vedem ce putem contracta și ce putem aduce de banii ăștia. Dacă sunteți de acord. Ce sumă s-a rugat? 10.000. Păi mai sunt ca să aduce ceva mai frumos ca un trebuie. Și că rugăm de cum mai mari firma care s-a făcut și la convite de pe va fi un program făcut de toți artiștii din comuna noastră. Unul din programe va fi susținut și Ștefan. Între care și Ștefan. Supunem la vot punctul 9. Cine este pentru? Lucrurile la programul de manifestări, noi trebuie să fim atenți care sunt datele care ne reprezintă pe noi. Specifice. Și astea ar trebui, cred eu, să primeze. Iar ce vine pe partea cealaltă sunt piciuri care ne mai îmbunătățesc. Așa este. Suntem în faza de achiziție, știu, de inițiere. Am început la școlile generale să vină acel profesor de dansuri care se va ocupa de dansurile din școli. Așa, trebuie deja, să devină tradițional. Exact. Să devină, ei, ușor, ușor, pe lângă aceste echipe de dansuri, să încropim și un ansamblu, eu știu, artistic, cu... Păi da, tocmai că avem potențial. Exact. Este un început, domnul consilier. Având în vedere, aș vrea să-l consultați și pe domnul Eugen după ședință, vă dea o sugestie, două, trei, pentru că este în măsură ca să ne spună și cam... N-am discutat de toată baza materială, n-am discutat de organizare, pentru că, în primul rând, trebuie să găsim elevii care vor să participe. Da. Acum suntem tot la fel în curs de organizare și de testare, așa să zic. Avem un sport judo, care pe raza comunii noastre până acum nu s-a desfășurat. Vrem la sala de sport de la Liliecea, am găsit profesor, o să trebuiască să selectăm copiii care au aptitudini pentru acest sport. E bine. Și, eu știu, cu sprijinul Consiliului Local, să vedem cum putem face pentru anul viitor, să alocăm o sumă în care profesorul să vină să se antreneze, să fim și noi sportivii noștri. Și poate cu timpul și mai da. Deci asta este un proiect la nivel național în Asociația Comunelor cu judo în școli. Bun, suntem de acord cu punctul 9. Cu tenis de masă. Și cu tenis de masă și trebuie să ne... Împotrivă? Mă la mai avem două puncte la diversii. Păcate. Da. Poliția locală. Poliția locală. Să citească un raportul. Poliția dumneavoastră ca reprezentant al lor. Să cam întind. Să vină ei. Să vină. Dar până atunci asta să fie în încheierea alea. Asta cu raportul doamna Marcica. Și cu domnul Muntanu de pe trecut. Le luăm în ordine. Da, deci în urma controlului efectuat de instituția prefectului, în data de 31 octombrie,
la instituția... Haideți în sala de ședință, amândoi. Vă fac cunoscut măsurile care au fost comunicate de instituția amintită. Se va iniția proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului. Se va informa în scris Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local în baza legii 215. Se va lua măsuri pentru însușirea de către Consiliul Local a inventarului bunurilor din domeniul public. Se vor acorda audiențe în baza unui program stabilit în acest sens de către consilierii locali. Se vor prezenta rapoartele anuale de către activitate conform articolului 51 din legea 215 de către consilierii locali. Se vor lua măsuri pentru transmiterea către mass media cu 30 de zile de la supunere spre analiză și adoptarea anunțurilor privind aducerea la cunoștință publică a proiectelor de acte normative. Se va publica în Monitorul Oficial partea a treia, raportul periodic de activitate la anului anterior, conform articolului 5 din legea 544. Lipsește un consilier, ne vezi? Deci vreau să vă spun că instituția noastră față de restul comunelor din județul Bacău are cele mai puține măsuri comunicate de instituția prefectului. Deci vreau să vă spun că se lucrează și se muncește și eu chiar sunt mândră de aparatul pe care, din care fac parte. Asta e și meritul dumneavoastră, pentru că... Păi, sunt două chestiuni care au spus doamna secretar. Da. Aparatul în primărie și Consiliul Local. Și da. Și meritul dumneavoastră. Da. Nu numai meritul dumneavoastră. Participați la ședinții, aveți audienții, rapoartele de activitate. Deci acestea sunt chestii controlate de către prefectură. Aveți cuvântul, domnul. La diverse mai avem un raport de informare privind activitatea poliției locale în perioada iunie 2016-noiembrie 2017. Prezentat de domnul Roșu. Poliția locală cred că o cunoașteți, mă scuzați. Da, da, da. Noi avem un la... colegă. O știm. Bine, a fost în maternitate. Deci, raport de informare privind activitatea poliției locale de Miuș pentru perioada iunie 2016-noiembrie 2017. În comuna Hemiuș funcționează poliția locală în subordinea domnului primar Savo Constantin, constituit în temeiul legii 155/2010. Poliția locală are în componență 3 angajați: agent superior Roșu Marcel Relu, agent superior Rotaru Vistian și agent asistent Filipan Daniela, pentru care în baza legii de mai sus s-au întocmit fișele postului din care rezultă atribuțiunile și competențele. În perioada la care face referire, agentul asistent Trivan Daniela a fost în concediu pentru creșterea copilului, iar sarcinile și atribuțiunile poliției locale au fost îndeplinite de agentul superior Roșu Marcel Relu și agentul superior Rotaru Vistian, acest fiind efectiv în serviciu cu excepția perioadei de concediu. Dar menționăm faptul că au fost situații când am fost chemați din concediu datorită unei situații speciale. Ca principale atribuțiuni ce revin poliției locale, enumerăm următoarele. În menținerea unui climat de siguranță și liniște civică, în domeniul disciplinei în construcții, în domeniul protecției mediului, în domeniul circulației pe drumurile publice, în domeniul activității comerciale, în domeniul evidenței personale și cum și alte activități dispuse de primarul comunei. În cadrul activității pe care o desfășoară, poliția locală poartă uniformă de serviciu și celelalte mijloace din dotare. În cadrul atribuțiunilor de serviciu, lucrătorii poliției locale urmăresc în permanență executarea sarcinilor dispuse de domnul primar, rezolvând, potrivit competențelor, cereri, petiții, scrisori adresate de cetățeni primăriei și repartizate poliției locale, ceea ce impune deplasarea la fața locului, întocmirea de rapoarte și răspunsuri. De asemenea, polițiștii locali desfășoară activități cu caracter permanent, cum ar fi monitorizarea unităților de învățământ,
și zona adiacente acestora, pentru desfășurarea procesului de învățământ, în bune condiții, și pentru prevenirea victimizării elevilor și a cadrelor didactice, asigurarea păzii și securității în perioada de examinare școlare. Alte măsuri cu caracter permanent desfășurate de polițiștii locali sunt acele legate de informațiile comunii. Mai exact, luarea de măsuri față de persoane care nu respectă prevederile legale, cu privire la depozitarea materialului de construcții, curățenia din incinta proprietăților sau fostelor proprietăți, curățenia trotuarelor pe timp de iarnă, cât și verificarea modului de colectare resturilor menajerii, de către firma Soma, înștiințând restanțierii la taxa de salubritate. Conform HSL-ului numărul 55 din 30.08.2017, poliția locală s-a deplasat în teren, având drept scop somarea tuturor cetățenilor care au utilaje agricole, mașini sau remorci pe partea carosabilă, în vederea depărtării acestora în termenul prevăzut de somație, ori achitarea sumei prevăzute în HSL numărul 28. De asemenea, desfășurarea activității împreună cu Poliția Națională, în cadrul acțiunilor de menținere a ordinii și liniștii publice, activități de patrulare, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, activități cu caracter preventiv, în timpul anatimpului de toamnă, cu privire la forturile de pe câmp, participarea cu lucrătorii Poliției Naționale la percheziții de locuințe, identificarea unor persoane găsite decedate, furturi din locuințe, fluidizarea circulației pe raza comunii cu ocazia desfășurării zilei comunii și alte activități. Deplasare la Spitalul de Țean Bacău, secția psihiatrie, cu persoane care prezintă un pericol social, violență în familie și în societate. Ne-am deplasat la solicitare celor de la SOS, la centrul rezidențial Henri Coandă, pentru plasamentul unor copii proveniți din familii cu probleme. Asigurarea protecției personalului primăriei, cu ocazia desfășurării unei activități în teren, urbanism, casier, asistent social, contabil. Poliția locală duce la îndeplinire mandatele emise de către judecătorii privind persoane împotriva cărora s-a dispus măsuri de prestări de muncă în folosul comunității. Tot în această perioadă, Poliția locală a participat la acțiunile desemnate cu prilejul extinderii, canalizării și rețelele electrice, dispunând măsuri de fluidizare a traficului local pentru a nu crea obstacole, precum și cu ocazia calamităților naturale, ploi torențiale și căderi de aruri pe căile de acces din piața comunii Hemiuș și toaletarea copacilor. A fost efectuat serviciul de permanență la sede primăriei Hemiuș cu ocazia unor situații de urgență. Nisori abundente, viscol, vânt puternic, ploi torențiale, grindere sau polei, sau azilor declarate nelucrătoare, alegeri locale, parlamentare și europarlamentare sau referendum, asigurând și baza buletinilor de vot. Verificare și monitorizare sistemului video al comunii, comunicând operativ date către Poliția Națională și aparatul de specialitate a primarului pentru evenimentele petrecute în comună. Participare împreună cu membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență, la stingerea incendiilor de vegetație uscată și de locuințe, precum și la participare la competiții pe linie ISU, ocupând locuri fruntașe pe județ. Purtarea de discuții cu locuitorii comunii Hemiuș pentru prevenirea incendiilor de locuințe și coșuri de fum, curățirea sobilor și amenajarea de table în fața sobilor. Informarea cetățenilor prin afișare de anunțuri în locuri publice și vizibile a tragerilor cu armament și buniții reale în poligonul Andreșești, întreruperea curentului electric, deversarea unui cantitativ de apă pe albia râului Bistrița. Paza și strângerea incendiilor, interzicerea băuturilor alcoolice pe rază de 500 de metri în ziua alegerilor. Comunicarea invitațiilor de participare la ședințe a domnilor consilieri. Poliția locală desfășoară activitate procedurală cu privire la primirea și predarea plicurilor cu caracter social către cetățenii care au procese pe rol, în termen stabilit de lege, de către instituțiile statului. Poliția locală însoțește utilajele care execută balasarea, îndreptarea drumurilor, precum și îndreptarea și îndepărtarea zăpezii de pe căile de acces de pe teritoriul comunii Hemiuș. Ca indicatori cantitativ, Poliția locală a aplicat un număr de 16 avertismente polițienești. A soluționat un număr de 42 de petiții provenite de la diversi cetățeni, atât verbale cât și sesizări telefonice. Avem un număr de 14 dosare cu persoane care au prestat muncă în folosul comunității, dintre care 10 au fost finalizate și trimise către judecătoriile Bacău, Buhuș, Onești, Roman, Piatră Neamț, Bârlad, Azut, Vaslui și 4 în lucru. Am efectuat
patrulări independente și împreună cu Poliția Națională pentru prevenirea infracționalității, atât cu auto din dotare cât și pe destul. Am efectuat de asemenea activități cu caracter preventiv, privind lăsarea nesupravegheată a copiilor și a animalelor, a caselor neasigurate și de a purta obiective de, și de a purta obiecte de valoare la vedere. Mulțumesc! Cu permisiunea dumneavoastră, deși nu eu sunt cel care fac evaluarea serviciilor dumneavoastră, felicitări pentru raportul pe care l-ați prezentat în fața Consiliului Local și nu numai atât. Deci eu sunt una dintre persoanele care chiar m-am interesat de activitatea poliției comunitare și am văzut întotdeauna pe teren și pe domnul Roșu și pe domnul Rotaru. Deși un an de zile i-a opționat în două pistoane. Felicitări pentru activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați și zic ca Dumnezeu să vă facă domnicii și în continuare. Încet, încet, poliția locală începe să intre în drepturi. Pentru știu care a fost începutul și știți și dumneavoastră care a fost începutul, am parcurs raportul ieri la mapă, este un raport care cuprinde toate activitățile făcute și din punctul meu de vedere, personalul care alcătuiește poliția locală este cele două persoane, pe a treia nu o cunosc, sunt oameni cu bun simț, părerea mea, am văzut și alte modele, îngrijiți sunt, răspund la chemări respectoși și să o continui tot așa. Mulțumesc, domnule. Altcineva, dacă dumneavoastră cunoașteți bine. Eu nu dacă aveți ceva de zis. N-am de comentat nimic. Mai ușor, sunt dotat cu mașină de serviciu, își fac treaba, sunt... Dăm cuvântul domnului Munteanu. Vă mulțumesc. Sunt Munteanu, la consilier în cadrul Consiliului Local al Primăriei, eu din partea Partidului Social Liberal, vin cu propunerea ca în satul Fântânele, pe strada Fântânelor, după școala din sat, pe partea stângă, cum urcă în deal, să se construiască un refugiu pentru mașina școlară, pentru mari taxi, întrucât în perioada de iarnă se blochează drumul, sau când trece domnul Gabi cu utilajul de lui, blochează, vine o mașină din deal, trebuie să ordona drumul. Toată lumea pe toată lumea. Nu v-am spus. Ai cerat de față, Gabi, pe restul. Avea ceva cu el, lasă, rezolvă. Iar la capul de circul. Poți să pui pediții, Gabi. Circul. Și tu circul aici. Așa. Se paginează, se dă înapoi, se fac blocare. Așa. Trebuie construit un refugiu în afara carosabilului la această cerere. Așa. Și se... Pe partea stângă putea fi construit o poziție favorabilă. Aici se poate monta și o stație de maxi taxi. Da, este... Cererea e susținută din fotografie. Este bună idee. Este bună idee, am parcurs-o și eu. Da, da. O să dacă luați la cererea lui, și oamenii vor, de exemplu, cum e și cu ăsta, au zis, domnule, dacă stați de vorbă cu domnul primar, cu domnul vice, un metru dau eu, ca să facă și a străcat podul de la școală. Deci acum am avut discuții cu oamenii și știți cum, când, cum să... Podul ăla s-a urcat, s-a făcut numai vide la biserică, acolo la el. S-a urcat cu camioane, o spart tubul. Știți ce a făcut, nu? L-a astupat cu pământ. Tot, toată apa, toată mizeria, la Jâga în curte. Dar și mai la Vale de Școală, domnul Gabi, tot la fel. Sunt de acord. Aveam podeț și l-am fundat. Ei, trebuie făcut ceva, dar ăsta e spart, domnul primar. Ăsta e spart. N-am mai făcut nimic, întrucât din primăvară, sper să termin cu licitația și procedurile, drumul ăla este refuz de asfaltări din fonduri europene. Și atunci, obligatoriu, va fi și șansul. Mai e, pe partea stângă nu este șans la Jega, fața școlii. Știți, o zis omul, domnule, din proprietatea mea, să mute fiecare. Noi mutăm gardul în metru, să aibă unii face de golile de șans și ăsta.
să luăm o inițiativă acolo, în, dacă omul este de acord și ne-a spus, domnule, eu vin, dau pământul, fără probleme, să intri, să putem face. Că știți cât e distanța? E distanța de la Motică și până pe pantă. Da. Și știți, cer oamenii să... Oamenii noștri de aici o să facă... Și încă o întrebare, domnul primar. Maxi taxe în documente circulă sâmbătă spre Fântânele? Ar trebui care zi. Noi n-avem... Zona oricum este inextinsă. Ar trebui măcar două curse și sâmbătă. Sâmbătă și duminica nu se fie. Deci 5 ani zile a circulat... Domnul care face maxi taxe aici, prestatorul de serviciu, l-am văzut odată. 5 ani de zile a circulat, n-am chemat niciodată.